Cea de-a doua misiune de stingere incendiilor de vegetație din Grecia s-a finalizat, iar cei 142 de pompieri salvatori au revenit cu bine acasă datorită experienței și profesionalismului lor. Pompierii români au făcut față cu succes fiecarei provocări și au reușit să ducă la bun sfârșit fiecare misiune încredințată. Prin efortul lor am reușit așadar să arătăm încă o dată solidaritatea României față de cetățenii europeni care se confruntă cu situații dificile, confirmând statutul de partener activ și de încredere în cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. România are un nivel ridicat de expertiză în gestionarea situațiilor de urgență și acest lucru a fost confirmat în Grecia de către pompierii români. Pe parcursul celor două misiuni de intervenție, prin modul exemplar de mobilizare, organizare și reacție, cei 250 de pompieri români participanți la cele două misiuni din Grecia, care ne-au uimit cu puterea lor de muncă și spiritul de sacrificiu, sunt oglinda unui întreg sistem de urgență. În semn de prețuire pentru profesionalismul de care au dat dovadă pompierii, am depus înaintarea la gradul militar următor, la excepțional pentru toți cei care au reprezentat țara cu onoare în această misiune precum și acordarea emblemei de onoare a mea domnului locotenent colonel Alexandru Adrian Cilica, șeful detașamentului de pompieri români care a acționat în Grecia. Aveți toată aprecierea și recunoștința noastră și vă mulțumim pentru că ne-ați făcut din nou mândri de voi și de sistemul românesc de intervenție în situații de urgență. Mult succes în misiunile viitoare, a menționat Lucian Bode, ministrul afacerilor interne, pe pagina sa de socializare.